Mă bucur că în această dimineață pot să fiu cu voi, cei din Via, cei din Cluj. Mi-aduc aminte de vremurile când ați început și de atunci nu încetez să vă urmăresc, fiindcă mă bucur, sunt foarte încurajat de rodul pe care Via voastră îl aduce și mulțumesc lui Dumnezeu și de asemenea îi mulțumesc lui Rei și Ramonei. Prieteni buni, dar oameni dragi, oameni prin care Dumnezeu a hotărât să dezvolte această lucrare. Așa că sunteți în mâini bune, în mâinile Lui și în mâinile lor. Văzând că treceți prin această serie de mesaje intitulată Monarhia, m-am gândit în dimineața asta să inserez și eu un mesaj în seria voastră și să vă vorbesc despre un împărat. Nu oricare împărat, ci monarhul suprem, împăratul cel mare, Dumnezeu. Știați că așa se autoproclamă Dumnezeu, a fi un împărat? Hai să deschidem scripturile în Maleahi, capitolul 1. Maleahi este ultima carte a Vechiului Testament și în capitolul 1, versetul 14, Dumnezeu spune așa: căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Și observați expresia, căci eu sunt un împărat mare. Și probabil dacă studiem acest text, primul cuvânt ne sare în ochi. E o conjuncție, o conjuncție care îmi indică faptul că Dumnezeu a avut un motiv să enunțe această frază, căci eu sunt un împărat mare, și asta arată concluzia la care ei ar fi trebuit să ajungă, să priceapă că el este un împărat mare. Și aici mi se ridică o întrebare și de asemenea o dilemă, pentru că cartea Maleahi, textul acesta, e adresat evreilor. Și ai impresia că evrei ar trebui să știe că Dumnezeu este un împărat mare, că doar e Dumnezeul lor. E împăratul și suveranul lor. Dacă ar fi vorbit cu un popor păgân, da, ar fi fost cu totul altceva. Dar de ce Dumnezeu le reamintește că El este un împărat mare? Și vreau să observați câteva versete mai sus cum el repetă această frază, versetul 5. Mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Dincolo de hotarele, în afara țării lui Israel, Domnul este mare. Dar cum se poate așa ceva? Adică Dumnezeul care a născut Israelul, care a susținut Israelul, să fie mare, recunoscut a fi mare în afara țării sale. Iată că se poate. De ce se poate? Încă de multe ori credincioși ajung să aibă o credință de formă, nu-i așa? Și asta se vede în următorul verset, în versetul 6, în care tot Dumnezeu vorbește și le spune: un fiu cinstește pe tatăl său, o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi, fiți atenți, preoților, care nesocotiți numele meu. Preoții, angajații full-time a lui Dumnezeu, nu-i mai recunoșteau autoritatea lui. N-acordau cinste, n-acordau teamă, respectul cuvenit, din contră, nesocoteau numele lui. Prin contrast cu celelalte popoare, versetul 11, căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri. Și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu, se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi, cei din Israel, îl pângăriți. Versetul 14. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri, dar nu printre voi.
Vă puteți imagina așa ceva? De câte ori repetă Dumnezeu același refren, aceeași frustrare, același contrast cu popoarele păgâne? Ei îl onorează, ei îl sfidează, poporul lui. De ce? Cum se poate să ajungi aici? Se poate să ajungi aici când ai un concept despre Dumnezeu denaturat. Ceea ce crezi tu despre Dumnezeu îți va influența modul în care îți vei gândi și în care îți vei trăi viața. Și aici n-am cum să nu mă gândesc și la noi. Să fac o paralelă între noi, poporul român și evrei de atunci, fiindcă și noi astăzi mereu ne readucem aminte că suntem un popor creștin de 2000 de ani, probabil cel mai religios al Europei, da? Venind în coace am văzut o imensitate de clădire de biserică. Credeți-mă, nu e un lucru rău să avem biserici, dar îmi pun întrebarea: cum se poate să clădești o asemenea biserică și tu ca popor să deții un triplu record în Europa? Să fii țara cu cele mai multe avorturi, cu cele mai multe vrăjitoare, credeți-mă, uitați-vă pe statistica Europei. Oltenia este hub-ul, epicentrul vrăjitoriei din Europa. Și trei, cu cea mai mare corupție din Europa. Poți să fii creștin, să te lauzi și să trăiești așa? Iată că se poate. Ei credeau că se poate, noi vedem astăzi aici. De aceea Maleahi scrie acestui popor care trăia în duplicitate și încearcă să le readucă aminte cine-i Dumnezeu cu adevărat, fiindcă dacă îl cunoaște așa cum este el, n-ar mai trăi așa, n-ar mai gândi așa. De aceea și eu în această dimineață o să mă strădui să vă readuc aminte ce înseamnă să crezi în Dumnezeu, că este acel împărat mare, că este acel suveran absolut, că este atotputernic. Și vom răspunde la întrebarea: cine este Dumnezeul atotputernic și ce înseamnă să crezi în El? În primul rând, când vorbești despre atotputernicia lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, n-ai cum să nu începi cu actul creației. Cu faptul că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor existente. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. În alte cuvinte, înainte de orice era Dumnezeu. Acea forță, acea inteligență, acea energie prin care lumea și tot ce există în ea a fost creat. Nu evoluție, evoluție e un proces care, chiar dacă ar fi adevărat, ar fi trebuit să fie stârnit de undeva. Chiar și bimbangul, dacă crezi în el, trebuie să aibă o cauză primordială. Acela e Dumnezeu. Nu e materia. Materia n-are cum să existe dacă nu e creată. De aceea Dumnezeu a creat atomul, moleculele, celulele, ADN-ul, viață. Cum spunea, și poate vă aduceți aminte cei care sunt așa de vârsta mea și a lui Rei, adică mai bătrâni. Era un poem răspândit în comunism. Noi nu suntem un vis, o întâmplare, un lut de sine însuși frământat. Cine a zidit o minte creatoare, o înțelepciune fără de hotare, există Dumnezeu cu adevărat. Și asta spune conștiința ta, instinctul tău intern, și asta îți spune și rațiunea ta când, să citesc Scriptura, tu te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Și aici vă dau un exemplu. Probabil că una ați auzit sau poate chiar citit mărturia pusă într-o carte tradusă și în limba română a unuia dintre cei mai mari faimoși ateiști ai secolului trecut. Anthony Flew. Profesorul de la Universitatea din Oxford, care pentru zeci de ani a luptat împotriva credinței creștine cu știința în mână. Avea aproape săptămânal dezbateri cu C.S. Lewis pe BBC. C.S. Lewis, profesor tot la Oxford, care dovedea existența lui Dumnezeu, și Anthony Flew, care încerca să dovedească inexistența lui Dumnezeu. Până la urmă, omul ăsta n-a mai rezistat argumentelor, atenție, descoperite în știință și de știință despre amprentele lui Dumnezeu. Și vreau să vă citez un fragment. Spune el așa: consider că ADN-ul ne arată, prin complexitatea incredibilă a aranjamentelor necesare pentru a produce viața,
că trebuie ca o inteligență să fi fost implicată pentru a aduce aceste elemente extraordinar de diverse să funcționeze împreună. E vorba de complexitatea enormă a numărului de elemente și de subtilitatea enormă a modurilor în care acestea funcționează împreună. Acum cred că universul a luat ființă în urma acțiunii unei inteligențe infinite. Cred că legile complexe ale universului poartă amprenta ceea ce oamenii de știință au numit mintea lui Dumnezeu. Cred că viața și reproducerea ei își au originea într-o sursă divină. În alte cuvinte, creația vorbește, ne descoperă creatorul ei. Și Anthony Flew vorbea doar de un aspect, și anume de ADN, ADN-ul pe care și tu și eu îl avem. Mai ții minte de la orele de genetică sau de biologie? Avem acele 3 miliarde de litere puse într-o spirală, care dacă vrei să le citești rând pe rând, îți trebuie 31 de ani. Care n-au apărut la întâmplare. Fiecare dintre ele reprezintă o caracteristică unică ție. Au de-a face cu înălțimea ta, cu textura vocii tale, cu timbrul vocii tale, cu culoarea ochilor tăi, cu designul feței tale, cu temperamentul tău, cu unghiul nasului tău, cu numărul și grosimea firelor de păr. Tot e acolo, într-o singură celulă, în ADN-ul din ea. Știți câte celule are organismul tău? Nici oamenii de știință nu știu. Unii presupun că sunt 15, alții că sunt 27, alții că sunt 37, de trilioane. Fiecare cu acest cod inscripționat în ele. Și întrebarea se ridică, codul cui? E codul Creatorului care există și acela-i Dumnezeu. De aceea unul dintre cei mai literați intelectuali europeni ai secolului trecut, G.K. Chesterton, spunea așa, și priviți citatul pe ecran, este un lucru absurd să susții că e de neconceput ca un Dumnezeu de neconceput să creeze totul din nimic, iar mai apoi să pretinzi că e mai ușor de crezut că nimicul s-ar putea transforma singur în tot. Ai nevoie de mai multă credință să crezi în evoluție decât să accepți că există într-adevăr un Creator. Când tu susții că ai credință în Dumnezeu, tu crezi în calitatea Creatorului, în calitatea Dumnezeului de a fi Creator. În alte cuvinte, că este un Dumnezeu care are autoritate și putere asupra creației materiale și imateriale. De aceea, când vorbești de Dumnezeul cel atotputernic, suveran, împăratul mare, trebuie neapărat să amintești omnipotența lui. Dumnezeu este omnipotent în lumea materială. Adică poate să facă orice. De aceea e capabil să facă minuni. Ce sunt minunile? Foarte simplu. Minunile sunt acele lucruri care trec de limitele naturalului, de legile fizicii, care adeseori schimbă sau anulează legile naturii și normal să fie așa din moment ce le-a creat, are autoritatea, are puterea de a le schimba după cum consideră el. De aceea nu-i de mirare că un bărbat precum Avram la 100 de ani poate să nască un fiu cu soția lui Sara care are 90 de ani. Nu-i de mirare că Marea Roșie la cuvântul lui se rupe în două, da? Și poporul trece ca pe uscat. Că o fecioară rămâne însărcinată, vorbind de Crăciun. Că un om învie după 3 zile din morți. De aceea Dumnezeu, tocmai datorită omnipotenței lui, ne uimește. Și când începi să-L cunoști, nu te mai poți opri din uimire. Ba chiar, unii oameni când se apropie de Dumnezeu, caută atât de mult să se adâncească în cunoașterea Lui, încât ceilalți care i-au cunoscut de dinainte, le spun că sunt fanatici. Nu sunt fanatici. Sunt doar îndrăgostiți la nebunie de Dumnezeu. Fiindcă n-ai cum să fii altfel când descoperi că Dumnezeu există cu adevărat, că nu e un mit, că nu e o poveste. Fii atent cum îl descrie Biblia în Coloseni. El este mai înainte de toate lucrurile, Creator, și toate se țin prin El, susținător. Sublinează, te rog, toate se țin
prin el. Adică nu doar a creat universul, dar îi menține statornicia, constanța. Universul nostru care clicăie ca un mega ceasornic elvețian, fără să se oprească vreodată. De ce? Fiindcă cineva îl ține și îl susține. Există acea forță, acea energie. Și Albert Einstein, înainte de a muri, pentru câțiva ani de zile, asta a fost preocuparea lui. De a găsi, citez, teoria întregului sau a câmpului unificat. Adică să găsească acel element lipsă care permite unificarea celor patru forțe fundamentale. Forța gravitațională, forța electromagnetică, forța nucleară slabă și forța nucleară tare, care ține împreună protonii, neutronii și celelalte subparticule, particule subatomice. Adică universul, cineva îl ține la un loc. Ei, care e acel element? Fiindcă Einstein, oamenii de știință, e clar susțin că există. Și aici avem o întreagă pledoarie. Vă dau doar două, trei exemple. Unii astronomi și astrofizicieni susțin că materia neagră e cea care susține universul. Alții încearcă să îmbine principiile fizice la nivel cosmic, dar și celular, și pledează că există ceea ce se numește super string theory, teoria supercorzilor, care sunt 11 corzi care se întrepătrund între lumea materială și imaterială și redefinesc conceptele științifice ale timpului și spațiului. În Australia, ăștia îmi plac, încearcă să-l construiască, dacă nu l-o și termina, pe Vaiu, acel supercomputer pe care îl folosesc în quantum chromodynamics, argumentând despre existența unei superforțe, care, fii atent, e 100 de ori mai puternică ca forța electromagnetică, de 1.000.000 de ori mai puternică ca forța nucleară și de 10 ori la puterea 38 mai puternică ca și gravitația. Ce îmi spun mie aceste teorii, aceste ipoteze? Toate mă arată neliniștea omenirii, neputința științei de a căuta să găsească enigma, forța, elementul lipsă care ține, susține, menține universul împreună. De aceea avem în Cambridge pe un autor, un om de știință, Martin Rees, n-are de-a face cu credința, dar care scrie o carte, doar 6 numere. Cele 6 constante din fizică, care dacă ar fi avut valori un pic mai diferite, viața, noi n-am fi putut exista. Vă dau două exemple. Constanta epsilon reprezintă proporția dintre masa unui nucleu de hidrogen convertită în energie atunci când fuzionează. Și are valoarea, reține, de 0,7%. Dacă ar fi fost 0,6%, fuziunea nucleară n-ar fi fost posibilă. Protonul nu s-ar fi putut lega de neutron și universul ar fi conținut numai hidrogene permițând viață. Dacă ar fi fost de 0,8%, fuziunea ar fi fost prea rapidă și hidrogenul s-ar fi evaporat și din nou viața n-ar fi putut exista. O singură constantă. Următoarea, constanta omega, reprezintă raportul dintre densitatea materiei din univers și densitatea teoretică critică, ce ar iniția implozia universului sub acțiunea gravitației. Dacă ar fi fost mai mare, universul ar fi colapsat. Dacă ar fi fost mai mică, expansiunea ar fi prea rapidă și galaxiile și stelele nu s-ar fi putut forma. Exact la fel. Celelalte 4 constante, N, lambda, Q, D, dacă ar fi existat 1%, ar fi variat cu 1% vreodată, universul ar fi paralizat, colapsat. Viața n-ar mai putea exista. De aceea există, într-adevăr, ceva ce-l ține. Acea forță care nu este impersonală, fiindcă, atenție, nu este un ce, ci este un cine, și acela e Dumnezeu. El este, repet versetul, înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin el. Inclusiv existența mea și existența ta. Zilele tale și zilele mele ne sunt numărate de El. Gândurile noastre sunt știute de El. Tot ce ești tu, ești o carte deschisă înaintea Lui. Și aici e paradoxul. Deși Dumnezeu își știe fiecare pas, El nu-l face pentru tine. Deși atotputernic, El te-a creat și m-a creat cu liber arbitru, adică cu libertatea de a-mi alege cum să-mi trăiesc viața.
Și asta îmi dezvăluie cel mai clar suveranitatea lui, care nu elimină, nu diminuează, nu anulează liberul arbitru, ci din contră îl întărește și îl face necesar, fiindcă doar o ființă cu adevărat suverană poate crea ființe libere și nu roboți, fiindcă nu este frică că alegerile lor îi vor surpa sau limita suveranitatea. Dumnezeu este atotputernic, omnipotent în lumea materială. Dar Dumnezeu este omnipotent, suveran și în lumea spirituală. De aceea, dacă ne uităm în cartea Maleahi, el se autotitulează Dumnezeu este Domnul oștirilor. Și ne uităm în acest prim capitol și în versetul 6, 8, 9, 10, 11, 14, de 6 ori într-un singur capitol, Dumnezeu ni se descrie a fi Domnul oștirilor. De ce folosește acest termen? Fiindcă Dumnezeu, dragul meu, nu este singur în lumea spirituală. În lumea spirituală, Dumnezeu este înconjurat de ființe spirituale. Noi îi numim îngeri. Deși cuvântul în sine nu le descrie identitatea, ci funcționalitatea lor. Angelos, înger, înseamnă unul care e mesager, care transmite, duce un mesaj, care slujește. Ei, astfel de entități spirituale sunt cele care slujesc Domnului. Și printre ele sunt și îngerii luptători, care formează armate întregi de forțe supranaturale, organizate strategic în ierarhii, structuri de comandă foarte bine alcătuite. Și îți pui întrebarea, păi, când ai un Dumnezeu atotputernic, de ce mai ai nevoie de armate de îngeri? Fiindcă așa cum bine știți, nu doar pe pământ sunt conflicte, ci și în dimensiunea spirituală a lumii, de fapt, multe din conflictele noastre de aici sunt generate de conflictele de acolo. Fiindcă și îngerii au fost creați cu voință liberă, pentru că Dumnezeu e un suveran, nu e un despot, și lasă creatura să aleagă să-L iubească, să-L cinstească și nu forțează pe nimeni. De tocmai de aceea, o bună parte dintre îngeri s-au revoltat și continuă să o facă împotriva lui și creației sale, provocând pagube mari. Ei, îngerii ăștia sunt numiți în Scriptură demoni, sunt numiți în Scriptură draci, îngerii vrășmașului, și ei sunt cauza principală pentru cele mai multe rele care se întâmplă în viața noastră și pe pământul acesta. Vă dau un exemplu legat de lupta asta spirituală. În 2 Samuel, capitolul 5, David e în război cu filistenii. Și Dumnezeu îi spune să aștepte declanșarea atacului până când îi va da el un semn. Și fiți atenți. Vine David și se ascunde într-o pădure de duz. Și Dumnezeu îi spune așa, Davide, când tu vei auzi în vârful duzilor, imaginați-vă, în vârful copacilor din pădure, mărșăluind, da? O armată, atunci aștepți ca ei să meargă înaintea ta și abia atunci vei ataca vrăjmașul. Tu îți poți imagina să stai și dintr-o dată în liniște să asculți și să vezi cum se mișcă ramurile și frunzele și să auzi un sunet ca unei armate care mărșăluiește deasupra capului tău mergând spre câmpul de război. De ce? Fiindcă în luptele lui Israel nu doar David lupta, ci Dumnezeul oștirilor lupta împotriva dumnezeilor, împotriva demonilor care stăpâneau acele națiuni. Și știți foarte bine din cartea Exod că fiecare urgie din urgiile din Egipt n-au fost doar minuni, ci au fost bătălii. Fiecare dintre ele atacând și distrugând câte un zeu din panteonul egiptean. Chiar Dumnezeu în Exod ne spune că El va judeca zeii Egiptului. Și spune întrebarea, Doamne, dar un pic de logică. Cum să judești tu piatra și lemnul? Fiindcă în spatele pietrei și a lemnului, dintotdeauna sunt duhuri. De aceea în Vechiul Testament, adeseori Domnul este cunoscut între popoarele păgâne sub numele de El Elion, Dumnezeul, atenție, Cel Preanalt. De ce?
fiindcă existau și alți așa ziși Dumnezei, cărora lor ei se închinau, dar el era singurul suveran, atotputernic, împăratul cel preanalt. Și aici e frumusețe. Acest Dumnezeu preanalt, de Crăciun, pe care îl vor sărbători în câteva zile, s-a întrupat în persoana lui Iisus Hristos. Și Tatăl i-a transferat toată autoritatea, toată puterea în cer și pe pământ Fiului, ca noi să nu ne închinăm unei ființe abstracte, unui Dumnezeu necunoscut, ci a revelației care poartă un nume, care ne-a lăsat acest cuvânt, și anume Iisus Hristos, Domnul nostru. El, spune cartea Coloseni, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Adică cine l-a văzut pe Hristos, l-a văzut pe Dumnezeu. Dumnezeu întrupat. De aceea eu și cu tine avem acces la Dumnezeu, fiindcă avem acces la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea când vorbim de lucrurile astea, asta nu poate să fie doar lucruri abstracte, teoretice, teologice, ci sunt lucruri care ne afectează personal și viața noastră. Și de aceea, la momentul ăsta, vreau să punem teologia apologetică, ce mai vreți voi, deoparte și să ne ocupăm de viața noastră și să răspundem la întrebarea cu ce mă ajută pe mine să știu că Dumnezeul ăsta atotputernic, omnipotent, împărat, suveran, există. Una la mână. Am încredere că El poate să facă orice. Din moment ce El există și eu am o relație cu El, cred în El, am încredere că îl poate să facă orice. Și aici exemplu abundă, vă dau unul singur de săptămâna trecută. Miercuri mă sună un bărbat botezat anul trecut în biserica noastră, care abia se stăpunea, n-am știut ce cu el. Mi-a spus pur și simplu că abia poate vorbi de șocul a ceea ce i s-a întâmplat. Că n-are idee că Dumnezeu e atât de puternic, e prima dată când are o întâlnire cu Dumnezeu de gradul zero. Zic, spune-mi. Cu câteva zile în urmă, conducând mașina, i-a sărit în față un copilaș de 3,5 ani, de 3 ani jumate. L-a lovit și l-a proiectat 15 metri pe asfalt. S-a coborât din mașină, oamenii de pe stradă deja erau în jurul copilului și el și ei l-au văzut inert, întins, fără semn de viață și au zis, măi, e mort. A sunat la 112, primii au ajuns polițiștii, s-au uitat la el, au tras aceeași concluzie, dar au zis, hai să nu-l mișcăm până ce n-ajunge smurdul și... În secundele alea, până ce să ajungă smurdul, omul ăsta, în disperarea lui, zice, n-am știut ce să mai fac, m-am pus pe genunchi acolo pe șosea, cu mâna pe copil, cu mâna pe șosea și am strigat către Dumnezeu să mă ajute pe mine și pe pruncul ăsta. Și la nici 5 secunde, când încă zăcea acolo, copilul s-a ridicat în fund și a început să-și caute mama. Deci a rămas șocat. Nu a fost frică, l-am pus înapoi, nu cumva să aibă ceva rupt în el. Au venit smurdul, l-au luat. L-au dus la spital. Și exact în ziua când el m-a sunat, tocmai ieșea de la spital, fiindcă după tot felul de investigații, doctorii l-au declarat complet sănătos, fără vreo contuzie, fractură, nimic și l-au lăsat acasă. Și omul ăsta îmi repeta mereu, nu se poate. Un bolid de 2 tone să lovească un prunc de 3 ani. Să-l arunce 15 metri, să lase inert, să vină oameni, să vină poliție, să-mi spună că nu mai este nicio șansă. Și în urma unei rugăciuni a mea să se întâmple așa ceva, nici măcar o mică zgârietură îmi spunea, Cristi, crede-mă că în ziua aia 2 ore telefonul nu a putut să recunoască fața. Atât a fost de disperat. Unii spun că e o coincidență. Eu care văd și aud astfel de lucruri, periodic o numesc providență. Fiindcă lumea împăratului divin nu există coincidență, ci numai providență. Deci e tocmai fiindcă El e suveran. Și ăsta e al doilea răspuns la întrebarea cu ce mă ajută pe mine să știu că Dumnezeu e un împărat atotputernic, fiindcă am încredere în suveranitatea Lui. Adică și dacă ajung să mi se întâmple lucruri rele, și dacă ajung să nu primesc răspuns la rugăciuni, am credință că Dumnezeu știe ce face. Și în săptămânile astea, credința mea a fost testată, fiindcă și eu și Vlad am aflat de moartea subită de COVID a unui prieten de-al nostru, cu câțiva ani mai bătrân ca mine. Și în astfel de momente, ți-e greu, dar trebuie să alegi.
Să pui la îndoială iubirea Lui și dreptatea Lui? Sau să alegi să te încrezi în suveranitatea Lui și să accepți că El știe, cunoaște mai bine decât tine și decât mine întreg scenariul lucrurilor? Trecute, prezente și viitoare. Și știind că e bun și drept, știe mai bine decât mine ce trebuie să se întâmple. Și în cazul pierderii unui credincios, cum a fost prietenul nostru, am un motiv în plus să mă încred în el, fiindcă Dumnezeu are un plan aparte cu cei credincioși, unde spune că toate lucrurile lucrează împreună, toate însemnând și bune și rele, lucrează împreună spre binele, binele. Cum poate să lucreze un lucru rău spre bine? Spre binele celor care îl iubesc. A iubi pe cineva nu înseamnă doar un simplu a crede în cineva. Înseamnă o relație, înseamnă o comunicare, înseamnă ceva ce se întâmplă în interacțiunea între omul acela și celălalt. Există o iubire pentru cei ce îl iubesc pe Dumnezeu. Inclusiv aceste lucruri, zicem noi negative, lucrează spre binele lor. Reține, te rog, acest verset ori de câte ori treci prin astfel de momente, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Isaia 55. Căile mele nu sunt căile voastre, ci că sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. De ce? Fiindcă e suveran. Și vede în ansamblu scenariul lucrurilor. Și știind că pe lângă suveranitate, Dumnezeu este bun, este drept, am încredere că știe mai bine ca mine și ca tine, de ce acum, de ce așa, de ce aici. De aceea credinciosul ar trebui să-și încheie fiecare rugăciune, mai ales în momente grele. Așa cum ne-a învățat Mântuitorul nostru când a fost în Ghețimani, în cea mai cumplită perioadă din viața lui. Mai țineți minte? Tată, dacă-i cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Ce înseamnă? Iisus Dumnezeu întrupat știa cuie, cruce, bici, coroană de spini, scuipat, bătăi, suferință. Dacă-i cu putință, îndepărtează. Dar nu se oprește aici. Dar facă-se nu voia mea, ci voia ta. De ce? Fiindcă tu știi mai bine. Aseară, după o mini-conferință pe teme de familie, am ieșit un pic în Cluj că îmi place bradul din piața voastră și cartofiseria, sau cum se numește, unde tot îmi bag degetele și tot timpul mă așa pe ele, da? Și eram cu cineva și omul respectiv la semafor mă întreabă, că tot la semafor sunt cele mai bune întrebări. Măi, Cristi, am înțeles că miercuri ai fost la tomograf să vezi dacă a revenit sau nu cancerul în trupul tău. Și în 2 săptămâni aștept rezultatele. Cum te simți în așteptarea asta? Foarte bună întrebare pusă la semafor. E o întrebare bună. Dar cum pot să mă simt când eu vă predic vouă despre acest Dumnezeu atotputernic, atotștiutor, suveran, care dacă ai viața în mâinile Lui, El știe cel mai bine ce trebuie să urmeze spre binele tău. Cum poți să te simți decât în siguranță? Să crezi în bunătatea și în dreptatea Lui. Să crezi că El poate să răscumpere și răul în bine, chiar dacă tu nu înțelegi acum de ce. Și aici mă leg de al treilea răspuns la întrebarea. Știind că Dumnezeu e un împărat mare și atotputernic, cu ce mă ajută? Mă ajută fiindcă am încredere că El poate lucra și în ciuda, atenție, a slăbiciunilor mele. Uitați că Moise a fost un bâlbâit și Dumnezeu i-a pus legea în gura lui. Nu uitați că Petru a fost un simplu pescar dezordonat și încăpățânat și Domnul l-a pus în fruntea primei biserici. Nu uitați că rei... Nu continuăm mai departe. Când sunt slab, spunea Pavel, atunci sunt tare. Adică în atotputernicia lui Dumnezeu poate lucra în ciuda slăbiciunilor mele și ale tale. Câte experiențe avem și cu siguranță și reile are, dar într-o dimineață trebuia să iau avionul și să predic la conferința Peniel din București, acum câțiva ani în sala sporturilor.
Și îmi pleca avionul la 7, la 6 trebuia să ajung în Timișoara, la 5 trebuia să plec din Arad și la ora 4 noaptea aia, deși n-am avut nimic, nicio problemă până seara, am și dormit bine până pe la vreo 3 și la 3 am început cu o durere de stomac enormă și la ora 4 eram pe genunchi slăbit, nu mă puteam nici măcar ridica cu capul în toaletă, vărsând tot din mine. Și am zis, Doamne, nu se poate, efectiv, nici măcar mă pot ridica să mă îmbrac, ce să mai ajung în București? Am pierdut avionul, l-am luat pe cel de amiaz și de la aeroport, nemâncat, slăbit, am ajuns exact în perioada în care ei își terminau închinarea și trebuia să ajung să predic. Și am predicat, după care m-am rugat cu cei care s-au predat și la final de tot, abia târându-mă, m-am dus să-mi iau Biblia, să-mi bag foile în geantă și o femeie în vârstă a venit la mine și mi-a zis, pastore, te-am așteptat, am crezut că nu mai vii. Eu nu vreau să plec de aici până nu te vei ruga pentru eliberarea mea. Și am zis, bun, ok, hai să ne rugăm. Și ce femeia, stai un pic. Tu când o să pui mâna pe mine și o să încerci să te rogi, duhurile care sunt în mine o să distrugă și o să rupă jumătate din scaunele care le vezi tu în sala asta. Ai de capul meu. Zic, Doamne, dar n-ai putut-o găsi și tu că mă simt și eu măcar să am ceva în sută. Adică mă simțeam oribil, praf! Și am zis, ok, stai un pic. No, m-am dus să caut niște păstori să se roage. Nu știu, de obicei când aud duhuri, păstorii fug. E ciudat. Am dat totuși de unul și am mai dat de o soră credincioasă. Că zis, hai că venim și noi cu tine. Ne-am dus într-un vestiar. Nu aveam cum să o lăsăm pe femeia aia în starea aia. Și pentru următoarea oră ne-am luptat cu duhurile acelei femei, dar având parte de una dintre cele mai stranii și clare exorcizări, când era în cea mai slăbită stare fizică posibilă, atunci Dumnezeu s-a dovedit a fi tare, fiindcă lucrurile astea nu se întâmplă din cauza omului, nici vorba așa ceva, ci din cauza Domnului. De ce? Fiindcă Dumnezeu e atot puternic. Și poate vă aduceți aminte, în seria voastră în Monarhie ați vorbit despre Ilie. Țineți minte ce spune Iacob despre Ilie? Că Ilie a fost un om supus a celorlalți slăbiciuni ca și noi. De aceea, dragilor, nu luați predicile astea doar așa de pomană, cum îmi zicea bunica mea, ci credeți că același Dumnezeu lucrează și în viața voastră. Când am terminat Iliada, seria mea pe Ilie, cei din biserică au zis, Cristi, trebuie să scrii, pentru că ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit din bătăliile lui Ilie, trebuie și alții să vadă în bătăliile lor. De-aia am pus cartea asta și v-am adus și vouă câteva, tocmai că sunteți în monarhia și am zis, mă, poate vă prinde bine Ilie, că de-ahab avem tăți de caz, da? 4. Când știu că Dumnezeu atotputernic, împăratul mare, am încredere că mă va transforma. De ce să mă transforme? Fiindcă cel mai mare dușman al vieții noastre nu e cel din exterior. Nu e nici măcar boala. Nu e nici măcar cancerul. Cel mai mare dușman al vieții voastre ești tu. Suntem noi. Când ne luptăm cu acele cicluri și blocaje de care nu scăpăm, vis-a-vis de mânie, vis-a-vis de anumite tipare ale temperamentul, ale exploziei, reacțiilor noastre care nu ne fac bine nici nouă, nici copiilor noștri. Și nu înțelegem de ce nu scăpăm de ele. Dumnezeu te poate schimba. Fiindcă Dumnezeu nu lucrează doar în exterior, schimbând circumstanțe și alungând demoni, ci puterea Lui în mod special îndreptată spre interior, spre inima ta, fiindcă ăla e interesul Lui principal. Și cele mai mari minuni înfăptuite de Dumnezeu în lumea noastră au de-a face cu oamenii, cu schimbarea oamenilor. Și câți dintre noi nu cunoaștem oameni schimbați radical? Aveți botez extraordinar. Și ne-am avut destule și țin minte la unul dintre ele, noi avem un obicei să lăsăm să spună mărturiile și după ce spune mărturia se duce la loc, vine altul, spune mărturia se duce la loc. E la un moment dat după ce cineva, un bărbat la vreo 60 de ani și-a spus mărturia, din sală s-a ridicat cineva și a zis, vreau să spun ceva, vă rog, lăsați-mă, vreau să spun ceva, ok? Spune ceva. Era procurorul care l-a condamnat pe omul ăsta de câteva ori, fii atent, la un total de 17 ani de pușcărie datorită violenței lui, care odată în curtea de judecată ne mărturisea procurorul, o lua la bătaie judecătorul, gardienii, avocații părând. Știi ce ne-a zis procurorul în ziua aia?
El însuși botezat cu câțiva ani în urmă. La moartea lui Chiru m-aș fi putut gândi, dar la pocăința lui niciodată. Și ăsta este adevărul. Nimeni nu poate schimba comportamentul unui om până ce nu-i schimbi inima. Și cine poate schimba inima? Numai Dumnezeu. Chirul a recunoscut pe Dumnezeu pentru cine este El și când îți dai seama cine este El, îți dai seama cine ești tu. Că ești doar un praf. Ce suntem noi, Doamne, umbră și părere. Un suspin de o clipă și apoi tăcere. Ce curând ne crește și ne ia pământul, izvorând ca apa și pierind ca vântul. Când realizezi că ești un nimic în fața celui ce ține în mâna lui întreg universul, în fața căruia, fii atent, și durile cad în leșin. Tu n-ai cum să rămâi impasibil, indiferent, ci vei căuta să-L cauți, să-L cunoști, să te apropii de El, să fii mântuit, adică să intri în relație cu acest Dumnezeu, fiindcă omul, dragul meu, n-are nevoie de dovezi. Dumnezeu îi dă destule. Omul are nevoie de smerenie, fiindcă orgoliul, nu necredința, ține omul departe de cer, de pocăință. De aceea, când ajungi să recunoști pentru ceea ce este El cu adevărat, atotputernic, suveran Dumnezeu, tu inevitabil vei căuta mântuirea Lui. 5. Când știu că Dumnezeu e împăratul, atotputernicul, suveranul, voi căuta mântuirea Lui. Fiindcă fără mântuire, n-ai cum să te apropii de El. Și știi prea bine, păcatul tău, păcatul meu ne țin separați de Creator. De aceea trebuie să fie trimis de Crăciun un Mântuitor să reseteze lumea ca prin moartea și învierea Lui să ne ofere șansa împăcării cu Dumnezeu. Putea Dumnezeu să ne șteargă de pe fața pământului? Evident! Putea să-și reseteze, să-și reînceapă creația? Evident! Dar ne-a făcut-o, fiindcă ne iubește prea mult. Ba mai mult decât atât, s-a smerit atât de mult atotputernicul încât a luat chip de om. Să se nască într-o iesle, ca toți să avem acces la El, inclusiv păstorii năpădiți. Și eu și tu. Să poarte vina păcatelor noastre, să moară în locul nostru, ca toți să putem să fim mântuiți. Să facem pasul mântuirii. Întrebare. Tu ai făcut pasul acesta? Să te încrezi în Iisus, să-ți predai viața Lui? Dacă nu, ce mai aștepți? Când știi că există un singur lucru pe care El, Creatorul, îl vrea de la tine și ai mântuirea ta, tu ce mai aștepți? Poate încă mai crezi că poți să obții împlinire fără El. Nu-ți mai pierde ani. Că ți-i poți pierde, dar ai grijă să nu-ți pierzi veșnicia. Fiindcă dincolo de viața asta nu scapi de El. Și acolo nu vei mai avea liber arbitru să alegi, fiindcă deja tu ai ales. Fiindcă aici se aruncă zarurile, aici tu-ți deschizi soarta, îți decizi soarta sub ochii lui Dumnezeu cel atotputernic. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Tu crezi? Te-ai botezat? Dacă nu, ai auzit, există o cateheză. Fă pasul să ai o relație personală cu Dumnezeu. Iar dacă l-ai făcut, atenție, ai grijă să n-ajungi acolo unde au ajuns evrei din generația lui Maleahi, care au știut teoretic toate aceste lucruri. Dar l-au desconsiderat și au ajuns să trăiască mai degrabă o religie decât o relație cu Dumnezeu. Să bifeze niște ritualuri fără să-și trăiască credința. De ce? Fiindcă au pierdut frica de Dumnezeu. Și aici nu vorbesc de teroare, de groază. Fiindcă cei ce n-au o relație cu Dumnezeu ajung să le fie groază de Dumnezeu. Și ar cam trebui să le fie. Pe de altă parte, aici vorbesc de oamenii care au ajuns să aibă o relație cu Dumnezeu, dar în acea relație există o reverență, există un fior de respect, de teamă sfântă, fiindcă știi cu cine ai de-a face, cu Dumnezeu, împăratul cel mare, atotputernic. De aceea ultima mea aplicație, 6, când știu că Dumnezeu este atotputernic, voi căuta să trăiesc cu teamă de Dumnezeu. Și asta le spune Dumnezeu celor din Maleahi, dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Tu n-ai cum să trăiești fără frică de Domnul când tu-L cunoști pe El, fiindcă frica aia nu te va lăsa să trăiești oricum. De aceea îmi pun mari semne de întrebare față de cei care zic că sunt creștini, dar care prin mărturia lor, păcatele lor trăiesc. Sau care spun că sunt creștini, dar la biserică ioc, la grup mic nici vorbă, la slujire pauză, la dărnicie o lăsăm pe altă dată, dar ei cred. Ce cred?
se încred în ei și preconceptele lor față de Dumnezeu, că dacă ar crede pe Dumnezeu, nu și-ar putea permite să trăiască cum vor ei, ci cum vrea el. De aceea mi-e greu să cred în creștinul de grămadă românesc, în creștinul de stil malehian, care pupă moaștele, dar bate recorduri în avortul, vrăjitorie și corupție. Că dacă oamenii ar avea frică de Dumnezeu, altfel ar trăi. Dar hai să nu ne uităm la alții, hai să ne uităm la noi. Noi cum trăim? Știți care e refrenul cărții Maleahii? Oh, dacă m-ați cunoaște, n-ați mai trăi așa. Am trăit cu frică de Domnul. Întreb, cine e mai culpabil, mai vinovat? Cel ce trăiește din ignoranță sau cel ce știe, dar nu face? Voi unde sunteți? Știu ce învățătură primiți, fiindcă vă cunosc păstorii. Maleahi oare nu ne vorbește și nouă? Nu ne împinge să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și să trăim mai aproape de El? De aceea în încheiere revin și te întreb, când tu știi că El există și El este atotputernic, suveran, împărat, cum trăiești tu? Ce te oprește să te apropii de El? Sau, dacă L-ai cunoscut, unde-i frica de Domnul? Hai să spun unde-i frica mea. Pe de o parte, îmi doresc și mă încântă să-L cunosc tot mai mult pe Dumnezeu. Dar pe de altă parte, mă sperii. De ce? Fiindcă cu cât îl descoper mai mult, cu atât descoper lumina din El și cu atât văd mai clar întunericul din mine și mă îngrozesc. Dar ce-i bine, e cam o cale să mă pocăiesc. Și asta ar trebui să fi fost atitudinea celor din generația lui Maleahi. Și asta ar trebui să fie și răspunsul nostru. Doamne, ești atât de mare, iar noi suntem atât de mici și prăpădiți. De aceea ai milă de păcatele noastre și în suveranitatea ta adu-ți aminte că ești drept, dar ești și bun și în bunătatea ta mai dă-ne o șansă pocăinței noastre, tu, împăratul nostru. Împăratul nostru. Dumnezeu suveran. Hai să ne rugăm. Doamne, ce putem spune decât în smerenie și cu umilință să-ți cerem iertare pentru momentele sau poate stările în care trăim, care nu-ți aduc onoare, cinste și respect. Fiindcă asta recunoaștem că ești împăratul, că ești cel atotputernic, cel mare și sfânt. De aceea, Doamne, vreau să mă rog în această zi pentru cei care poate astăzi, mai mult ca oricând, Tu le-ai vorbit și i-ai provocat vis-a-vis de relația lor cu Tine. Poate au credință, dar și dracii cred și să-mi fie oară. O credință care poate mișcă înspre a face pasul mântuirii. De aceea, dacă ești aici în această dimineață și Dumnezeu ți-a vorbit și știi că poți să te apropii de acest Dumnezeu extraordinar prin Iisus Hristos, primindu-L în viața ta, ce-ar fi ca azi, în acest sezon de Crăciun, de sărbătoare, să alegi să faci acest pas, să iei hotărârea aia în inima ta, Doamne, nu mai vreau să stau. Sau poate că ai făcut pasul credinței, dar ai auzit de botez și știi foarte bine că astea două se leagă împreună. Ce-ar fi să dai la o parte prejudecățile, temerile și să te încrezi în Dumnezeul cel atotputernic și să faci ce cere El. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Sau poate că ai făcut pașii ăștia, dar trăiești cum au trăit cei din Maleahi. Și poate că azi Dumnezeu ți-a descoperit lucrul acesta și îți dă șansa să te reîntorci. Dar poate vei spune, Doamne, sunt împietrit. Dumnezeu ține picamărul inimii tale. Cere-i să vină. Să despietrească inima aia. Să te readucă înapoi. Să deslege corzile alea. Să le taie dacă e cazul. Dar să te readucă înapoi la teama de Dumnezeu. La trăirea cu Dumnezeu.
Sau poate că ești aici în dimineața asta și ai nevoie disperată ca El să intervină. Doamne, ne-a rugat pentru fata asta. Tu știi ce se întâmplă acolo, dar în mila și în îndurarea Ta cer și eu intervin în viața ei. Dar poate că tu te gândești la fata ta, la tatăl tău, la soțul sau poate chiar la persoana ta. Ai credință că acest Dumnezeu poate să facă minuni. De aceea cere-i Lui, cere-i și ai credință. Și mai apoi, nu uita să-i mulțumești. Nu uita să-L slăvești, să-i te închini. Pentru că e singurul care merită gloria, fiindcă este singurul atotputernic, Dumnezeu, Împăratul cel Mare, Suveranul absolut și adevărat. În numele Lui ne închinăm și noi astăzi și în numele Lui îi mulțumim. Amen.